E cineva pe aici? Ce? Ai măi, ce faci? Salut, salut! 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 Salut, salut! Ce-ai întârziat? Mă gândeam la gândurile mele. Are sens ce zic aici? Gândurile tale? Da, nu prea. Că gândurile tale au niște, la rândul au niște gânduri care se gândesc la gânduri. Păi ia să zic și eu, da. Bine, hai că vă zic pe scurt că nu-i Gic. Că aici mă gândeam ce să-i fac lui Gic, m-am prankuit prima dată. Aoleu, ți-a făcut un prank pe bune? Da, mi-a făcut un prank. Nu știai? Păi nu ți-a zis? Bă, am auzit ceva, dar nu prea am băgat. Păi eram la școală și mi-a tras scaunul de sub mine. Bă, urât asta, urât asta. Da, iar păi, era să-l spatele. Da, în fine, și ce vrei să faci cu asta? Bă, nu știu, am făcut ceva la laboratorul Luciei, să zic. Ma, ok. Și nu știu ce ieșit. Ce are, mă, acolo, știi, m-am vedit, are ceva în mână. Bă, sper să fie ceva. E o combinație variată. Sper să fie ceva ca să îl sperăm pe Gic, nu? Da, dar e sigur că ai pus ceva ok acolo, nu știu. Da, nu e o travă. Că mă, dacă ne facem monștri, bă, nu vreau să fiu monștri. Nu, mă, nu ne face. Hai, stați tot unul lângă altul. Bine, hai. Dă ce mă, dai pe noi, după Gic. Opa, dă-o-tul, Oana. Mă, ce sunteți? Ce s-a întâmplat? Mamă, Oana, cum arăți? Ce, cum arăt? Mamă, cum arăt, voi vedeți? Am mâna albă. Suntem fantome. Am albit de tot, mă. Ce ai dat acolo? Nu e monstru. Cum? Fantomele ce sunt? Sper că ai o porțiune cu care să ne rezolvăm la finalul zilei. Da, exact, trebuie să mănânci și de-astea. Ce-s m-astea? Dar știu să le plătești. Ai spus că vrei să facem noi prank cu Gic. Hai să facem prank-ul, nu? Da, păi hai să-i facem prank-ul. Hai să-i facem. Aia nu știu unde e. E la el acasă, doar nu știu. Da, cred că e noapte afară, probabil că doarme. Bă, dar trebuie să plătim ca niște fantome, păi da, asta vreau să zic. Burăm, păi logic, e ușor. Gic, unde ești? Ăsta ce facem, unde e? Bă, că nu e la el acasă. Nu, gardul ăsta, Gic, a murit din cauza ta. Ai murit din cauza mea, cine ești? Am murit. Mamă, ce speriați, Gic, mă vedeți. Fantomele, un... Beci? De unde știți că am un beci? Mă, cine sunteți? Gorilor, gorilor, aștați-mă, aștați-mă! Gorila, gorila, ajută-mă, gorila! Bă, nu lasă gorila! Gorila, ajută-mă! Pace, nu se sparge gardul ăsta! Nu-mi plac fantomele! Bă, nu sparge, altfel să mori! Cred că visez! Nu, lasă-mă, date! Să mori! Dacă vrei să spargi la tine acasă, nu aici! La mine acasă? Da, uite că eu vreau să sparg aici, ce ceva împotrivă, ia uite că sparg aici, na! A, da? Da! Stai cât e la tine acasă? La mine acasă? Dar de unde știi casa? Mă, ce aici? Tine acasă, spargi pe aici! Cum ai făcut chestia asta? Cum ai adus de la casa aia la casa mea? Păi sunt stafie. Stafie. Cred că am adormit. E un vis, trebuie să mă trezesc. Nu cred că... Ok, o să mă dau cu capul de peretele ăsta că poate mă trezesc. Ia încearcă. Mai dai. Tot aici suntem. Ce sunteți voi, de ce? Devii ca noi, dacă dai. Să devin ca voi. Da, devin fantomă. Uite, te ajutăm. Nu, să mă ajutați, mamă, ce au făcut, l-au aruncat. Lăsați-mă, ciudaților. Ba, vrei. Nu vreau, eu vreau să-mi trăiesc viața. Vreau să mă fac polițist în crezmare. Și după și pompier și avocat. Mamă, unde l-a pus? Bă, lasă-mă. Încearcă să ieși acolo dacă poți. Ce ne-ai? Ești băiată live acum. Nu, o să pot, uite că pot. Ia uite, sparg ăsta și după îl sparg și pe ăsta. Uite, îl sparg pe ăsta. După pe ăsta și pe ăsta, uite, bam. Și, bă, terminați odată. Doamne, ce vreți de la mine? Acolo am rămas toți. Așa. Nu vreau aici, scoteți-mă de aici. Dă-te, bă. Doamne, lăsați-mă. Hai să ieșim. Gata, eu am ieșit. Nu vreau diamante, lasă-mă în pace, ciudatule. Doamne, unde se duce? S-au minunat. Bă, ne strici distracția. Da, distracție, ce vrei de la mine? Ce fix la mine? Adică mai sunt și alți oameni de la și ăsta. Hai să te mâncăm. Nu mă mâncați. Uite, m-a spus pe profesorul să mă vadă. Tata, vrei să te vedem. Vrei să, dacă vrei. Nu vreau să mă posedezi. Cum adică nu dispari de lângă mine, ciudatule, dispari. Vrei să vezi că te mici în stânga acum, dar în stânga. Nu e adevărat. Ce? Mă, ce se întâmplă? O să te omor și pe tine, m-am murit și noi. Bă, deci eu nu mă mișc așa. Bă, bravo, te-ai dus bine. Da, asta e cât discut eu. Scoate-mă de... Ce? Da cum? Păi asta face stafiete, posedează mai multe. Stafieta... Ce... Ce facem cu el? M-ai prins? Cuțit, nu o să leșin, am leșinat. Leșinat în aer. Nu, Stefane, nu mai vreau o poțiune din aia. O poțiune? Nu mai zi numele. Să-l faci pe el. Nu mă cheamă Ștefan, mă cheamă 05. Te cheamă 05? Ce nume e ăsta? Agentul 005. Da, exact. Dar ce vezi ce căutați la mine în oraș? Ce căutați în orașul meu? Suntem fantome și am zis de bătuim. Orașul vostru, orașul meu, nu al vostru. Da, suntem și voi fantome aici. E al nostru. Dar de ce ați venit în acest oraș, fantomelor? Ce vreți de la mine? Vine să te omor. Băi, noi aici suntem jos, noi suntem acolo. Nu, lăsați-mă. Am o idee. Ce idee, mă? Unde se duce, mă, ea? Ia să vă văd, mă, fantomelor, stafilor, ia să vă văd pe voi. Cum o să intrați în apă? Că voi nu puteți să intrați în apă. Hehehe. Băi, nu mă trage. Nu mai trage, termină. Și ce să faci în apă? Ah, ne apoftim. Și ce să faci în apă? Să stai să-l las puțin în apă. Perfect. Și cum a intrat acolo? Știi că pot merge prin pereți, nu? Păi, n-are sens. De ce? Cum n-are? N-are? Ba nu? Cum? Uite așa. Mă, ce? A trecut prin pereți. Uite așa. A plecat. Hai că te luăm și pe tine. Nu mă luați și pe mine. Dar ce vreți de la mine? Vă bate joc de mine sau ce? Vă bate joc, o să devii și tu ca noi. De ce aș deveni ca voi? Nu am greșit cu nimic să devin ca voi. De ce aș vrea să devin o fantomă? De ce trebuie să greșești cu ceva ca să devii fantomă? Pa, am turit-o, nu e distractiv deloc să fiu o fantomă. O să mă duc în cimitir, că la fantomelor nu e frică de cimitire. Nu mai dați, de acolo venim. Ne place, bă, stai că te ajut eu. Ba nu, nu veniți aici. Ăsta e un cimitir și vă nu vă plac cimitirele. Ba da, ne place. Ce, mă, dar tu cât de bătrân ești? Sunt foarte bătrân, am 1000 de ani. 1000? Păi asta înseamnă că te-ai născut în 2004? Sau în cât? Da. În 1000. 1000? Bă, ce vă ziceți, mă, voi aici? Apoi voi mințiți, mă, sunteți fantome false sau ceva. Să intru în casa asta, nu vreau să vă spațiu. No, l-am văzut de multe ori, nu-mi place. Nu. Tu n-ai față de astronaut. Ba da, am fost, eu sunt primul om care a atins planeta Pământ, gen, nu planeta Pământ, planeta Lună. Nu o să vă arăt. Și o să fii primul om îndrăpat aici. Și poți să zbori singură, gen, adică nu trebuie să vin eu după tine. Păi da, dar nu știu ce să merg pe acolo. Nu știu ce l-așteam, nu știu că să fii și-l transform într-o fantomă. Îmi pare foarte rău, dar nu. Țin, nu, tu mi-arăți. Nu ți arăt nimic. Nu, o să-ți arăt nimic. Așa. Mă, ce? Lasă-mă, mă, în pace. Așa, mulțumesc. Păi de ce ai dat drumul? Acum vreau să plecați în acest oraș. Nu. Da, fix asta o să facem, o să te ascultăm, nu așa crezi? Și dacă plec din oraș, o să rămâneți voi aici singuri și gen mă lăsați în pace? Nu, venim după tine. Tu pleci. Te urmărim noi. Că ești blestemat și eu să venim după tine și o să te urmim toată viața. Ce sunt blestemat? Nu e adevărat, mă, lăsați-mă în pace. Ia cu mine mașina asta și mă mut din orașul ăsta. Unde crezi că fugi? Păi stea fantomele într-o mașină, că parcă treceați prin pereți și prin chestii. Păi da, putem să stăm și pe locuri. Da, e ok, că probabil că o să vă plictisiți cât o să conduc 14 ani și 14 zile. E bine că am plinul, deci o să conduc toată noaptea. Băi, o să conduci toată noaptea cu două fantome în spate, de fapt 3. Nu e adevărat, pentru că voi nu existați, sunteți doar în mintea mea, pentru că n-am dormit și mi-e foarte somn și din cauza asta, fantome în apă, tontonaicele, nu vă plac, bă! Aoleu, ce nașpa în apă, au. Vrei să fii tu la fel ca noi? Vrei să vezi mașina asta în fața ochilor mai de aproape? Nu e mașina mea, lampionul, uite ce tare e lampionul ăla. Da, eu nu-l văd. S-a dus cumva după el? Ce face cu fantoma aia? What? Mi-a luat lampionul. E papa. Bă, ăla e lampionul pe care l-am dat când am făcut 12 anișori. Oh, ce drăguț. Și acum cât aveai? Lasă-l! Nu! Lampionul! S-a dus! Pleci din oraș? Era lampionul meu. Da, o să plec, dar rămâneți aici, nu? Rămâneți în orașul ăsta și mă lăsați în pace? Vă rog? Nu. Cu ce să pleci? De ce nu? Păi o să merg cu... o să not, pentru că știu că voi nu puteți să intrați în apă, pa! Auzi la el! Până unde crezi tu că noți? N-ai voie să atingi apa 24 de ore. Mai rămân în orașul ăsta și să fie tot bântuit. Nu vreau să fiu bântuit. Uite aici o să stai de acum încolo. Uite fix în casa asta. Pentru că se face dimineață și n-ai să mai faci aici. Pentru că fantomele dimineața nu poate să stea. Da, logic, pentru că fantomele le e frică de soare. Hai să-l dai la tine în beci atunci. Ne legăm la tine în beci. Îi spune că e un criminal. E primul și acolo, uite. Ce bă, dar mi-ai pus minte. Ești criminal, uite, vezi, ne-ai omorât, tu aici ne-ai omorât și nu mai ții minte. Mă, ce faceți aici? Mai spargeți casa. Nu există, despre ce vorbiți, nu e niciun beci aici, mincinoșilor. Mă, ce faci? Uite mă, beci. What? Ce bă ăsta? Uite am murit noi. De unde am eu chestia asta în casă? Te prefaci că nu știi acum. Nu am așa ceva în casă. Nu e adevărat, despre ce vorbiți, că nu e adevărat. Nu, cred că știu, au cumpărat casa asta de la o gorilă sau ceva. Nu, dăm drumul. De la o gorilă? Da, de la o gorilă am cumpărat casa asta și eu nici nu știam că există beci. Nu, dar nu eu, promit că nu eu. Promit că nu eu. Jur pe degețelul roșu, jur. Încă îmi plac ochii lui. Lasă-mi ochii, lasă-mi ochii, o să-mi închid ochii, numai, i-am închis, nu mai deschid niciodată, gata! Fă-i albi, dar nu-i schimb, nu facem bine. Hai să lăsăm aici. Hai să lăsăm. Aici l-am lăsat, doamne, ce-am făcut. Nu pot să cred ce plângăcios e. Oare ne aude de aici? Bine. Nu, că ei s-au luat pe acolo, nici pe mine nu m-au auzit nimeni. Foarte plângăcios, bă, oare l-am speriat rău? Sigur s-a speriat foarte rău. E posibil. Și ce, mă, dacă s-a speriat cel, să se sperie mai tare. Ce zici, a meritat? Pentru ce ți-a făcut ție? Eu credeam că ați plecat, ce faceți aici? Și de ce m-ați închis înăuntru? Nu plecăm de aici, nu plecăm niciodată. De ce? De ce nu plecați niciodată, spune? Aici m-ai omorât, aici o să rămân. Dar nu am făcut nimic! De ce nu mă crezi? Cu acest cuțit m-ai omorât. Cu acest cuțit? De asta îl port după mine. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, uite, nu-i adevărat. Nu pot să lovesc pe cineva. Păi nu pot să vă lovesc, uite, vezi că eu nu fac rău nimănui. Da-i asta dovedesc, vezi? Eu nu fac rău nimănui. Trebuie să facem casa asta alb și negru. Iu, adică alb-negru. Paturile astea vezi? Nu. Mă, nu-mi sparge paturile. Nu ești un calculator alb. Ce mai e și asta? Bă, lăsați-mi paturile. Bă, nu-mi sparge, mi-e spartul ăsta. Ce e aici, mă? Ce are, mă, aici? Ăsta e închis, toate sunt închise bine, bine. Bă, ce ascunde, mă? Deschide pe ăsta, hai. Ia fărele, mă. Ok, eu să-l deschid, l-am deschis, poftim, l-am deschis. Fii atent, o să-ți spun pe unul ăsta. Nici am pe acolo, că n-am nimic rău pe acolo, sunt poze cu prietenii mei. Asta nu pot să-l deschid, gen. Asta să-l pun pe... Mă, ce? Care mi l-a închis, mă, pe ăsta? Wow. Nu știu. Și ăsta o să-l găsești pe nor. Bă, lasă-mi-l înapoi, că ăla era cestul meu cu bani. Mergem pe nor? Hai pe nor. Mau, mergem pe nor. Uitați-vă unde i-am pus cestul lui Jakey. Wow, efectiv, așa merită. Dacă nu vrea să fie fantomă și ceva, chiar așa merită. Bă, nu mergem pe nor. Ba da. Dăm drumul. Dăm drumul, dați-mi drumul. Vreau creditul înapoi. Așa, perfect. Dați-mi drumul. Dați-mi drumul. Acasă. Acasă o să-l duc, acasă nu vreau, lasă-mă. Dacă picai acum mureai. Bă, nu-i adevărat, că dacă picam eram în viață. Dacă picai erai în viață, testăm? Hai să testăm. Nu vreau să testăm, pentru că vreau să supraviețuiesc, ai înțeles? Lasă-mă, dăm drumul. Ia uite ce tare, petrecerea fantomelor în acea casă roz, ia uite câte fantome sunt acolo. Mamă, ce tare. Da, sunt convins. Nu vreau să-i fantomăm. De ce? De ce? Explică-mi și mie ce-am făcut rău. Ce-am făcut rău? Spune-mi, spune-mi acum pe cuvântul tău ce-am făcut rău. Eu nu am făcut așa ceva. De ce minți? Gata, ne mutăm cu toți aici. Da, e un loc foarte frumos. Aici. Dar vreau la casa mea care e frumoasă, nu la porcăria asta. Eu vreau la casa mea. Ba nu, e casa mea care arată bine rău. Ba nu, asta e din fața mea. Ok. Cred că o să strig la doctorul nebun și o să vă șteargă de pe fața pământului. Să știți că el poate să facă chestia asta. Cine e ăla? Vrei să vedeți cine e doctorul nebun? Da. Ia mă, ia, că îl poți da și pe ăla să nu vină. Îl poți da și pe ăla. Doctore, ajutor! Scoate-mă de aici, doctore, ajutor! Spărut. Unde-i, mă? Cum a făcut asta? Hai, mă, după el, nu știu. Mă, pe cine tot striga? Nu știu, ce de un doctor? Doctor, bă, și unde s-ar fi putut duce? O fi la el acasă, dar nu cred. Da, nu știu unde e. Lasă-l la casa lui. Bă, credeți că l-am tirat de scurt? Vine. Da, cred. Când se întoarce, cred că o să-i spunem că a fost un prank. Da, că eu l-aștept direct aici. Da, și noi da, cum devine înapoi. Ce ați făcut, cum v-ați legat? Cu geleul din lesă. Du-te, mă, lasă-mă jos. Ce-ați faci? Ia deci mie una. Bine ai luat? Doamne, voi vedeți, efectiv ei s-au legat mai devreme, acum aruncă o chestii. Ce te se tot întâmplă mai aici? Și unde e Jakey? Ca asta nu înțeleg, adică efectiv mă uit pe aici și nu-l văd și ați auzit că a spus ceva de un doctor nebun. Mă, care o fi faza cu doctorul ăla nebun? Habar nu am. Da, bă, drumul. Mamă, ce te rătești? Crege, mi s-a întâmplat, ajutor! Ce-ai pățit, mă? Ce-ai pățit? Nu știu! A fost o altă fantomă gigantă care mi-a dat teleport la ea și a zis că e regele stafilor! Da, oricum noi suntem. Voi ce sunteți, mă, voi? Băi, mincinosule! Vezi că am un cuțit și mi-e frică să-l folosesc, ai înțeles? Cum folosesc? Ce faci, mă, dai în prietenul tău? În prietenul meu? Nici, mă, prietenul meu, mincinosule, despre ce vorbești? Dai în prietenul tău, Ștefan, hai că-ți bagi joc. Prietenul meu Ștefan, ce mă? Bă, despre ce vorbești, mă, acolo? Uite, Cristina a dat în tine. Ai și uitat de noi sau cum? Nu știu cine sunteți voi. N-am auzit numele la în viața mea. Maxima Ghețaru. Ghețaru? Dar cine e Ghețaru în primul rând? Despre ce vorbești? Cum adică... să uiți? Era tatăl tău, nu mai știi? Ce, mă, despre ce vorbiți, mă? Să mă duc aici la casa prietenului meu Ovidiu, că aici e el. Ovidiu? Unde e Ovidiu? Ovidiu, unde ești? Ovidiu, unde e Ovidiu? Aici stă Ștefan. Nu, ce Ștefan? De ce vorbiți? Ia uite-te puțin. Mă uit, da, exact. Uite, scrie Ovidiu, exact, gorilă. Ok, e ok, că o să mă duc la casa prietenei mele Maria. Unde-i, mă, Maria? Vină, mă, Maria încoa. Maria, unde ești? Maria. Aici stă Oana, nu Maria. Nu există nicio Maria. Oana și Irinina. Sunt două prietene foarte bune. Maria și cu Ileana. Cum adică, mă, despre ce vorbiți? Exact, da, uite, vezi că te-ai lovit la cap. Tu știai. Mă, nu știu despre ce vorbiți voi, Ghețaru. N-am auzit numele ăsta în viața mea, Cristinel. Știi niște cum te cheamă măcar? Da, Lugi, pe mine mă cheamă Jakey. Uite că pe el știe. Ce-ai făcut, mă, ce mi-ai dat? Mi-ai dat cu apă, cu ce-ai dat? Cu apică. Cu apică? Să te hidratezi puțin. Să faci un duș. Mama, a căzut pe jos! Bă, nu știam ce e aia, hupsi! Gata, mă, fata, omul direct și el. Luați-mă musca asta de lângă mine, de ce zboară musca aia lângă mine? Iu! Uite, aia de lângă mine, nu ești o muscă! Sunt două, care din ele? What? De ce sunt muscă? Doamne, s-a trăsat pe mine una! Elefantucici! Asta e ce merita! Da. Stai, am o idee, a venit sus lângă mine pentru că vreau să vă arăt ceva foarte drăguț. Ia, luați, bă, de aici. Ce-a fost asta? Bă, cum a făcut asta? Ce, mă, unde suntem? Da, ok, deci a avut dreptate doctorul că erau prietenii mei neroți care mi-au făcut chestia asta. Wow, acum suntem toți băcați aici. După eu când mi-a zis numele vostru real, eu am început să râd așa ca și că nu vă cunoșteam, nu știam cine sunteți, să credeți voi că de fapt chiar ați murit. După prank, așa că tot e reușit. Păi, nu-i adevărat, uite că am un cuțit. Bă, te-am făcut să plângi, sincer, așa că... Bă, nu-i adevărat, eu știam de la început, adică am jucat un rol, nu știu despre ce vorbiți. Cum? Ai că ai jucat un rol? Sigur, ideea este că a avut dreptate doctorul nebun că o să vă pregătească ceva drăguț, pentru că, uite, este celula doar a voastră, uite. Cum adică doar a noastră? Păi și te-ai blocat până aici. Uite, de ce stai patul Oanei, ăsta e patul Cristinel, ăsta e patul lui Ștefan și ăsta e patul Ghețaru. Ia uite, paturile voastre, noapte bună. Ia prinde-mă musca, prinde-o. Să vă scot? Nu, culcați-vă că vă somn. N-aveți cum să mă păliți, pentru că este o muscă invincibilă, băi, mincinoșilor. Dați-mi voi, n-aveți cum să mă nimeriți. Păi n-aveți cum să mă nimeriți, ai problema. A, bă, dați-mi muscă, băi. Te bună. Te bună. Ca, bă, trezirea, bă, nu vă culcați aici cu mine, băi. Nu vreau să mai băi. N-aveți voie. N-aveți voie. Aoleu, ce muscă enervantă. Dispar, mă, de lângă mine. Ce aveți, mă? Dar de ce încă e noapte? Păi e noapte pentru că nu v-am lăsat să vă culcați, gen. Nu ne deschiși nouă. Ba da, vă deschide, uite, luați de aici. Uite ce dăguți. O pasăre. Nu vrei o pasăre? Hai, Jake, dă-ne drumul. Da. Dă-ne drumul de aici. Acum suntem chit. De ce v-aș da drumul? De ce v-aș da drumul? Suntem chit, ai făcut prank lui Ștefan, noi ți-am făcut iar ție și tu ne-ai făcut iar nouă, gata. Și cum i-am făcut prank lui Ștefan? Ce prank i-am făcut, mă, lui Ștefan? Da, mă, la școală. Uite, vezi, nici că ar mă ține minte. Ce prank s-am făcut, mă, la școală? Despre ce vorbești? Ia-ți, bă, patul ăsta de apoi. La școală, mă. Da, mă, patul. Da-ți patul. Nu mi-amintesc. E pe jos, nu cred că-l mai nimerești, gata, l-am spart și pe ăsta, gata, cu patul. O să vă vedeți în același pat, uite, dacă ți-am pus un pat acolo, poftim. A, bă, ia-l. Nu, a, nu-l vrei? Hai, băi, dă-i drumul. Tu, nu. Dar eu tot sunt curios ce prank i-am făcut eu lui Ștefan la școală, gen nu mi-am amintesc despre niciun prank, nu știu despre ce vorbești. Acum chiar că nu mai scăpăm. Hai ceva, ne punem patul. Bă, un scaun era bun să-l fi pus afară. Nu poți să-l pui afară? Nu, nu din nou. Nu! L-ai vedea și pe ăsta? Da, ne-am dus. Da, nu mai avea cum să scăpăm aici.